Ai auzit-o, Alex, e mulțumită și are dreptate. Păi, și eu aș fi mulțumit cu 5.800. Dar 5.800, tu trebuie să fii mulțumit cu 5.900, Alex. Dar dacă eram primul, eram mulțumit. Da. De unde vii, Alex? Din Arad. Arad. Arad, ăsta e un oraș lângă Timișoara? Da. Da? E cartier alte... Încă nu-i cartier, da? S-ar putea să ne faceți cartier în scurt timp. E eterna bătălie, Timișoara. Nu știu, noi... nu știu dacă mai intru în Arad acum, dar... Nu te mai întorci, acolo te-ai dus la Negru Timișoreanu și ai zis că noi suntem cartierul... Haide. De la fotbal a plecat totul. De la UTA. Da, de da. La... Aveți echipă bună acum. No, păi, noi... la retrogradare, degeaba. Noi nici nu mai avem, las că noi Timișoreni... Din nici... păcate, da. Nici din nu păcate mai avem. Da. Și fotbalul adevărat, Alex, a început acolo, în Arad, în Timișoara. Bătrâna doamnă... Așa e, da, acolo a început la... Prima campioană a României. Ce faci în Arad, Alex? Lucrez ca gestionar la o firmă care se ocupă cu produse de curățenie. Bine. În rest... Văd aici, ai prezentat și emisiuni de televiziune? Da. În CV-ul tău. Nu știu dacă mai ții minte, ne-am și întâlnit o dată. În ce an asta? În 99-2000. Oh, dar am prezentat la festivaluri în Arad în perioada aia. Era unul de bere, îl prezentam în fiecare an. Festivalul berii, da. Așa, ăsta acolo era... ne-am și întâlnit odată. Acum, zău? Eu te țin minte. În 99 în asta? În 2000, mai exact. În 2000. Adică... ultimul festival care s-a ținut pe strand. 2000 înseamnă acum câți ani, Oana? 23 de ani. Mă confuz cu Brenciu. Nu. Nu. Eu sunt de-abia nou intrat în breasla asta. El e de vârsta asta. Eu am 22 de ani, de-abia i-am făcut. Deci mă confunz cu Brenciu. Da, mi-amintesc festivalul are. Alex, da. Alex, să-i dăm bătaie. Așa zic. 4 litere, zice simplu. Grup de prieteni mai mare ori mai mic? Cum îi zici? Literă? Tu ai un grup de prieteni? Cum îi mai zici? Mă, am un de prieteni. Am un... literă? Am un de prieteni. Am un... cerc. Am un cerc de prieteni, corect. Grupul ăla de prieteni. Mai mare, mai mic, e cercul. 200 de lei. Alex. Da. Cum îi zici unei masa, masa aia lungă și solidă într-un atelier? Literă? Masa aia. Nu mai sufla, mai Ioana, literă? Că te iau de aici. Auzi, ce face un licuriș care ia Viagra? Se face neon. Da, ce ți-am zis eu? Ce ți-am zis acum? Banc. Banc. Un banc ți-am zis. Bravo, Alex. Bun. Hei. Ioana, da. Omul ăsta, știi ce vrea să facă? Hați să-ți ia ție aia 5.800. Păi tu îi șoptești lui? Bun, 400 de lei. 3 minute, 32 de secunde. Nu te-am întrebat, ce ai terminat? Ce ai făcut? Facultate de Științe Politice și Administrație Publică. Din păcate, nu lucrez în domeniu. Cum din păcate? Bravo! Adică Științe Politice? Da, dar nu lucrez în domeniu. Mi-aș fi plăcut mult să lucrez în domeniu. În care domeniu? În politică? În Administrație Publică, în politică. Am cochetat un pic, tot așa, în tinerețe, să cu zicem. Partide, cu ceva? Da. Auzi că vorbeam de politică. Fii atent, cuvântul ăsta se leagă de politica din România. Furie subită și vag stăpânită. Literă? Deci se leagă de politica de la literă? Noi. Literă? Starea aia de iritare, de când îi văd pe ăștia, când îi văd pe ăștia la televizor, cum literă? Toți o apă și un pământ, îmi vine să mă apuc așa o mânie. O mânie de nu mai pot. Mânie. Literă. Prea emoțiile, mult, emoțiile. Da, prea multe litere, Alex. Da. Știi? Le-i prea... Așa se bucură Oana când te vede că e literă, literă. Zici, hai, mai cere, mai cere. Alex, urmașul zgomotos al filmului Mut. Deci, după filmul Mut, după... Sonor. Tare, omule. Sonor. Bravo. L-ai luat. Trebuie, mai trebuie să iau și din ăsta. Bun, fără litere, perfect. Ești căsătorit, Alex? Nu. Fecior nensurat? Holtei. Nu e un substantiv ăsta, zim. E bine, dă zim un sinonim la holtei, că jocul cuvintelor e despre minte. Pune mintea la lucru. Junele alea numai bun de însurat. Când eram... tânăr. Tărir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 ăr
Uită-l, Flăcău. Mă, Flăcău. M-am grăbit. Da, Flăcău. Mi-e ciudă și mie, era cât făcea cuvântul ăsta, 600 de lei. Alex, da. Încă putem, fii atent. Să nu te blochezi din cauza unor emoții. A se litera? Bloca din cauza unor emoții. Deci să nu te... Litera? Să nu te frânezi, să nu... A se... Așa, bun, ăsta e. A avea trac de începător, a se... Litera? A se abține, a se reține... Știi, Jane, taci din gură atunci. A se reține, a se... Una, două, 300 de lei mai luăm din cuvântul ăsta. Litera? Nu cred. No. Aș înfrâna pornirile, Alex. A se... Doamne, două litere. Inhiba, Alex. Îl știai, Jane, da. L-ai prins, așa că te-am văzut, a explodat deodată. Două da. Minute, 29 mai avem. Ține minte ce zic. Poți încă să fii pe locul întâi. Da, depinde de cât de bine te remontada acum, da? Acum. Depinde de tine. Alex. Adâncituri cu valoare estetică în obrajii cuiva. În obraji, știi? Fetele alea frumoase. Și litera? Luăm una ca să... Fața. Gropiță. Gropițele în obraj. Am luat bine. Am vrut să fiu sigur de una. Mai zi tare. Gropițe. Gropițele astea, că nu l-a prins sistemul cuvântul de astea la gropițe. Perfect. 7 litere. Da. Care a fost lăsată în viață după ce a fost condamnată la moarte. Ia. A fost... Cineva s-a îndurat. Tacial, Jane, mă, tu le știi pe toate de acolo. Tacial, Jane. Grațiat. Da. Grațiată e din 8. Asta G-R-A-Ț-I-A-T-E. Vezi, e din 8. Asta trebuie să intre în 7. A fost iertată. Uite, prin mila regelui. A fost... I-a fost salvată viața. Sau i-a fost... I-a fost... Înapoiată. Viața i-a fost salvată. Redată. Nu, i-a fost... Cruțată. Îl știai, mă, Jean? Da. Îl știai de acolo? Degeaba. Era bună o literă aici. Adică, măcar, dar mi-a plăcut că tu ai riscat să te duci să iei tot din așa prima. Adică să-l prinzi din prima. Ascultă-mă. 8 litere. Da. Simplu este. Nume... generic dat unei insecte. Deci așa... Litera? Vietatea aia mică și nesuferită. Gânganie. Bravo, omule. Bravo! Gânganie. Trebuie să nu mă grăbesc. Asta e. Graba strică treaba. Na. Alex. Încă poți. A crea o aparență înșelătoare. E un verb așa la infinitiv un pic mai complicat, dar poți. A crea. A se... Litera? A se ascunde în spatele unei măști. A... Litera? Auzi, a folosi, dacă vrei, disimularea ca să pare ceea ce nu e. Litera? Litera? Am zis că a folosit ceva. Am zis a folosi, eu. Ce-am zis? A folosit... Mis... Nu, ții minte ce-am zis? Am zis a folosit disimularea ca să... Disimula. Iai. Știi cât? Băi, ești atent la greu. Da, ești mereu pe alte piste, mereu pregătit de alte celea. Alex, pentru 900 de lei, fii atent. Da. Băbește, te uiți la definiție și dai cuvântul. Fără litere, ia încearcă. Solidificare a unui lichid. Deci un lichid când devine solid?
Când? Lichefiat. Păi cum, mă, că atunci devine lichid, mama lui. Solidificat. Păi da, când devine solid? Un lichid. Cum devine el solid? Mă, iei un lichid, da? Iei un lichid. Și unde îl pui ca să se facă solid? Înghețat. Și verb, și substantivul? Înghețare. Asta e! Bravo, Alex! Bine, Alex, corect. Înghețare. Prin înghețare, un lichid devine solid. 43 de secunde mai avem. Fii pe fază. Da. Tot pentru 900 de lei. Care e îmbrăcat bizar, excentric, e într-un fel. Cum zici despre ăla care e îmbrăcat așa? Ia uite, bă, cât de... Literă. Cât de... Ținutele alea extravagante. Literă. Așa, culorile alea țipătoare. Literă? Da, poate să fie trăznit, așa, un aspect trăznit, năstrușnic. Uite, bă, cum e îmbrăcat ăsta. Verdele ăla, știi? Verdele la țipător. Nu ți clam. Păi nu, că nu-mi zi o culoare. Sau poate, vine și de la o culoare, de fapt. Are aspectul ăla, te uiți. Uite, bă, cum e îmbrăcat ăsta, mă, ce... Ce... Da, e năstrușnic îmbrăcat ăsta. E așa foarte, foarte, foarte așa. Bă, zici că e un... Zici că e ceva... Strălucitor. Nu strălucitor. Nu. E, e ca fi... E fisticiu. Era complicat. Știu cuvântul, dar nu. Da, era greu. Era greu. Dar și costa 900 de lei. Vine de la fistic. Fisticul, dacă știți, e verde. Știi când îl deschizi, el e verde. Și de la verdele fisticului vine fistichiul ăsta. 2000 de lei. Una din 10, Alex. Reorganizare a cărților, de exemplu, dar nu doar a cărților, dintr-o bibliotecă, să zicem. Literă? Literă? Poate să fie reorchestrarea unei piese. Rearanjare. Mă, omule, bravo, Alex. Ia uite, mă, ne-am încurcat la unele atât de simple la început și le-ai luat pe ăsta de... Degeaba. În 6 secunde pentru 1000 de lei. Fii atent, Alex. Care este adusă de spate sub apăsarea vârstei. Cocoșată. Păi nu, cocoșat nu trebuie neapărat de apăsare, dar e vorba aia de sub apăsare. Are spinare arcuită din motive medicale, din, știi? Femeia aia cu spatele curbat, îndoit, se zice, e o bătrânică gârbovită, cum e? Gârbovită. De ani, e adusă, e de ani, e... Deșelată. E așa, e mai... Încovoiată. Era bună o literă aici. Era bună, da. Bine, și dacă luam din prima. Dar să știi că ne-am încurcat la unele simple acolo, la început. Da, m-am... La alea simple. Auzi, m-am blocat. Așa e și politica românească, că tu ai terminat politică. Se tot blochează, se gripează și nu mai pleacă de vreo 30 de ani. La noi o gripează ei. Mulțumim că ai fost cu noi, Alex.